tu îl cunoști bine pe Dan Diaconescu. Da. Ai fost în emisiunile lui. Da, am fost, îl cunosc dinainte de să facă emisiuni. Îl cunoști ca om. Da, și asta, mă, eu cred că el a fost corupt, nu el a corupt fetele. Sincer, că nu era un cordage man. Adică era un tip normal, era un tip liniștit, era... Foarte multă lume a descoperit acum, adică prin aceste fapte, sau prin aceste presupuse fapte, mai bine zis, au descoperit o altă valență a lui Dan Diaconescu, care numai cuceritor nu fusese până acum, da. Sau comițător de acte, bă, reprobabile și incredibile. Nu era genul Cristi, adică nu era ăla care se uită după gagici sau știu să facă tot felul de aprecieri sau genul de bărbat atent la detaliul ăsta. De asta mă și mir, plus că el are o vârstă acum, e și însurat, are și o fată, deci mă gândesc că este ușor extravagant ce s-a întâmplat. S-ar fi întâmplat, că nu știu dacă... S-ar fi întâmplat, oricum, probabil că o să iasă la suprafață adevărul. Alea, am înțeles că l-au șantajat, adică ăsta era, de fapt, clul situației și motivul pentru care a fost reținut. Însă nu-mi vine, pur și simplu, sincer vorbesc, îl cunosc foarte bine pe Dan, nu din emisiune neapărat, cât personal, și nu era genul de, să zic așa, de crai, de fante de obor, de nu știu. Dom'le, există oameni care pot fi fanți de obor. Important este să respecte și legea, apropo, de 18 ani. Aici este și pentru mine, cel puțin, șocul și mai mare. Micule, pentru că, repet, niciodată nu l-am văzut pe Dan Diaconescu într-o postură și în care să fi fost împreună cu el. La un moment dat, la ziua doamnei Marilena Adam, am stat cu el la masă, am povestit despre presă, despre multe alte lucruri. Au trecut, cred că, 1000 de femei pe-n fața noastră. Dar am înțeles că fetele astea nu erau la prima abatere. Asta e adevărat. Deci nu erau, nu știu eu, victimele lui Dan Diaconescu. Da, din păcate se pare că ele eșuaseră într-o zonă de promiscuitate, din ce se spune. Bine, dar acum asta nu scuză cu nimic pe el. Ai altceva, dar cred că a dacă fost o capcană, a fost, după părerea mea. O fi fost o capcană, dar eu cred că un om. Asta a fost singura părere pe care am, adică prima părere pe care am emis-o împreună cu oamenii pe care îi cunosc, în momentul în care am văzut această poveste. Și m-am gândit, cum de Dan Diaconescu, un om foarte încercat, totuși, de viață, da, să stai niște ani de zile încarcerat, nu e simplu pentru nimeni. Și știe foarte clar că a fost un om țintit, adică el... Deranja multe dintre lucrurile pe care, mă rog, emisiuni... El a fost incomod, e adevărat, acele fapte au fost, mă rog, cu condamnare, cu executare, nu se discută. Tocmai când tu știi, Dan Diaconescu, că dacă tu ridici un deget, toată lumea se uită pe stradă, ca să nu zic altfel. Cum Dumnezeu să faci o asemenea greșeală, dacă ai făcut-o, evident? Repet, Cristi, pentru mine este nu numai foarte ciudat, dar și inexplicabil, sau nu știu, nu-mi vine să cred, pur și simplu. Poți să zici, domne, știu eu, băuse un șpriț sau... Dar se pare că ele l-au racolat pe el, nu el pe ele. Că nu se poate, plus că nu erau virgine. Erau deja trecute pânciuri și sită. Simplu fapt că nu erau majori aduce circumstanțele agravante la această poveste. Lutule, ai dreptate, numai că ele când se oferă, nu te duci la ele, vreau să vă buletinul. Câți ani ai? Asta e o chestie care de obicei nu se întâmplă mai niciodată. Adică, de record, cam așa este, nimeni nu verifică buletinul. Asta spun, deci, nu știu, cred că a fost ori o capcană, ori o chestie premeditată, ori, bă, sincer, pe Dan nu-l văd făcând, nici măcar să facă, știu eu, curte unei gagici. Tot așa, printr-o situație de viață, am ajuns în momentul în care Dan Diaconescu a ieșit din închisoare, a fost o petrecere dată, am fost invitat, e o chestie pe net, nici nu e o fală, e o constatare, am fost invitat, m-am dus. Erau foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut, era la masă cu Tuțu Condurățeanu, alături era Florin Călinescu, Serghei Mizil, cu care povesteam, Sorin Ovidiu Bălan, deci oameni, colegi și oameni cu care am fost împreună.
Dom'le, n-aș putea spune că în acea, în acea lume pe care am văzut-o să fi fost, să zic, bă, alea cine sunt? N-am văzut. În, în orice caz, însă, rămâne de văzut și cred că, de fapt, trebuie să, povestea asta trebuie să lămurească, pentru că am văzut cazuri în care lucrurile au mers până la capăt și s-a dovedit, alte cazuri în care s-a dovedit că nu era mai nimic, dar doar observ încă un lucru, că există tot mai des obiceiul șantajului la adresa unei persoane publice în momentul în care se află într-o situație privată. Adică fetele ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, dacă li s-a întâmplat și acest monstru cu chip de om, Dan Diaconescu, a făcut treaba asta, să se ducă la poliție atunci, 2020-2021, nu vă supărați. Nu că au vrut bani, bă, au cerut bani, că ele l-au înțeleg că au fost pe surse s-a spus că au fost 300-400 de lei. Nu, dar ele l-au înregistrat, cu asta l-au șantajat, așa știu. Adică, dincolo de treaba asta, într-o lume normală, dacă Dan Diaconescu este corupător de minore, minorele abuzate ar fi trebuit să vină și să nu vedem chestia asta după 3 ani.